Bine ați revenit la un nou tutorial dedicat zodiilor. Înainte de a începe machiajul, vreau să vă mulțumesc că suntem într-un număr atât de mare pe canalul meu de YouTube și nu uitați să-mi scrieți pe Instagramul meu, Andra Udar, ce zodie sunteți. Pentru început, o să mă dau cu o bază pe pioape. Mă dau și puțin sub ochi, pentru că vreau să-mi aplic fardul și sub ochi. Iar acum o să-mi aplic un fard roșu cu o pensulă de blending. Iar cu un fard alb să vin să-mi blenduiesc puțin. Iar acum tot cu roșu. O să-mi aplic o cremă la recomandările Monica Falcău. Iar acum aplic fondul de ten cu o pensulă. Iar apoi vin cu un purățel umed ca să întind tot produsul. Dau și puțin pe gât, pe urechi, iar acum cu un concealer. Vin și-l difuzez mai bine cu acest Vin și difuzez mai bine cu acest burețel umed. Apoi vin și îmi fixez concealerul și aplic o pudră. Fac conturul feței. Iar acum vin cu un blush. Am să vin cu fardul roșu. Și mă fac puțin și pe piept. Tot cu roșu. Iar acum cu iluminator. Tot cu iluminator. Pentru că nu se vede fardul roșu aplicat pe piept, am să vin cu fondul de ten, iar mai apoi am să vin cu fardul. Cred că se vede mult mai bine, pentru că pe față vedeți că se vede. Deci, revenim la roșu. Mult mai bine. Revenim la blush. Am să fac sprâncenele cu acest gel de fixare. Îmi iau un tuș alb.
l-am umplut cu culoarea albă. Iar acum vin cu acest verde și am să încep să mă pictez. Tot cu verde am să fac și o linie de tuș. Când fac linia de tuș trebuie să-mi schimb mâna. Fiecare ochi are mâna lui. Am o întrebare pentru voi și voi, evident, aveți un câștig. Pentru că acest videoclip este în premieră, până la sfârșitul videoclipului vreau să-mi răspundeți la o întrebare, iar eu am să vă dau follow pe toate rețelele de socializare, pe Instagram, pe TikTok, absolut tot, dacă îmi răspundeți corect la această întrebare. De ce credeți că folosesc culoarea roz și nu o altă culoare? Dacă ați observat într-un videoclip de-al meu, dacă nu mă înșel, am folosit un accesoriu roz. Asta este indiciul pe care vi-l pot da. Iar cine răspunde până la sfârșitul videoclipului, am să-i dau follow. Chiar vreau să fie cât mai multe răspunsuri corecte, pentru că am să vă dau la toți. Așa că sunt cu ochii pe voi și în comentariile voastre. Am să-mi îngroș aceste linii roz și revin. Era acum cu alb. Apropo, să nu uitați de întrebarea mea legată despre culoarea roz. Și cred că am să pun câte o întrebare și cu același câștig la fiecare tutorial de-al meu. Deci așa că stați cu ochii pe mine să vedeți ce întrebări am să mai pun. Acum cu un tuș alb am să fac semnul zodiacal al fecioarei. Alb am să-l îngroș. Iar acum am să-mi fac buzele. Să-mi fac niște pistrui albi. Pun un pic de lipici. Iar acum să vă arăt rezultatul final.
Acesta este machiajul pentru zodia fecioară. Mă bucur că a stat cu mine până la final. Iar răspunsul la întrebarea mea este... peruca. Da, această perucă. Sper să găsesc acest răspuns și în comentarii și de-abia aștept să vă dau follow și să ne cunoaștem mai bine. Să știți că în descrierea acestui videoclip aveți link-uri către Instagram, Facebook-ul și TikTok-ul meu. Poate vreți să mă urmăriți și acolo. Nu uitați să dați subscribe, un like dacă v-a plăcut acest video. Eu am fost Ruxandra și până data viitoare v-am pupat!